Bună seara tuturor! Guvernul a finalizat cu succes acordul cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială. Obiectivul acordului pe care îl încheiem a fost asigurarea stabilității macroeconomice în condițiile crizei economice. Acest obiectiv a fost atins. România s-a încadrat în țintele de deficit angajate. Mai mult decât atât, în 2010 a încheiat cu un deficit de 6,5 sub cel de 6,8 convenit cu organismele internaționale. În acest context fac precizarea că dacă România ar fi continuat în anii 2009 și 2010 politicile și deficitele structurale din anul 2008, țara noastră ar fi ajuns în colaps economic. Pentru a evita colapsul economic, am avut nevoie de măsuri dure, dar corecte, de restrângerea cheltuielilor și de limitare a deficitelor bugetare. Prin acordul pe care l-am încheiat cu Comisia Europeană, cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, am evitat derapajele economice și s-a asigurat această stabilitate macroeconomică, creindu-se în același timp premisele pentru creșterea economică. Acum câteva detalii despre noul acord. În primul rând, acest nou acord cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, Banca Mondială, este pe o durată de 2 ani și va avea un caracter preventiv. Ce înseamnă caracterul preventiv? Înseamnă că nu accesăm în mod direct bani, nu ne împrumutăm cu bani în mod direct, dar dacă va fi nevoie, în condițiile economiei de piață și agravării situației economice internaționale, vom avea la dispoziție bani de la Comisia Europeană și Fondul Monetar pentru a îi utiliza. Repet, numai în caz de nevoie. Dacă obiectivul vechiului acord a fost acela de a evita derapajele și de asigurarea stabilității macroeconomice, obiectivul noului acord îl constituie creșterea economică. În jurul acestui concept de creștere economică se învârte noul acord cu Comisia Europeană, Fondul Monetar și Banca Mondială. Adică ceea ce reprezintă și prioritatea guvernului în perioada următoare. Creșterea economică, locuri de muncă și investiții. Din această perspectivă, pentru anul 2011 se prognozează o creștere economică între 1,5 și 2%, iar pentru anul 2012 o creștere economică de 4,5%. Aceste obiective stau în centrul acordului pe care îl încheiem cu Comisia Europeană, Fondul Monetar și Banca Mondială. Asta ce înseamnă o situație mai bună pentru fiecare român din această țară, pentru fiecare cetățean care în condițiile creșterii economice evident va avea șansa unor servicii de calitate pe de o parte, dar și de venituri suplimentare și locuri de muncă pe de altă parte.